Care sunt concluziile de pe acest meci? Bună seara! Într-adevăr, un rezultat care ne mulțumește pe noi, îi mulțumește pe voluntari, ne mulțumește pe noi, dar, din păcate, nu avem ce să facem. Într-adevăr, am arătat foarte multe ocazii și în seara asta pierdem două puncte nemeritate. Cred că neapărat statistic, cred că și ochiometric și cine a văzut meciul și din tribune din fața televizorului, cred că își dă seama că în seara asta a fost un rezultat mincinos, nemeritat. Dar până la urmă nu avem ce face. Cu un ochi plâng și cu un râd, să spun așa. De ce? Mă bucur că ajungem la finalizare, că ne creăm foarte multe situații, plecând de la portar, ajungem în careu advers, dar din păcate ratăm cu foarte mare ușurință. Pentru, pentru lucrurile astea va trebui să găsim soluții cât mai repede, pentru că până acum echipa nu-și crea ocazii. Acum ne creăm ocazii, dar marcăm, marcăm puține goluri. Dacă ne raportăm la ocaziile pe care le avem. O partidă în care în prima repriză am avut o circulație bună, dar nu foarte rapid. Am, atac am atacat de foarte puține ori profunzimea față de ceea ce ne-am propus și zonele în care ne-am ne propus. Am reușit să, să ajungem cu mingea între linii, dar de acolo interii noștri erau foarte departe pentru a cere mingea în profunzime. După aceea, repriza a doua, cred că la fel au fost foarte multe situații și ocazii de a, de a marca, voluntariul cu acel joc pe care îl știam încearcă să folosească momentele statice, fazele fixe tranziția pozitivă prin, prin atacanți, după aceea mingile, mingile lungi, recuperarea mingii a doua, dusă la margine și pusă în, pus în care o echipă periculoasă pe tranția pozitivă, așa cum știam, pe momentele fixe. Îmi pare rău că am primit golul pentru că avem niște principii clare ca jucătorii dreptaci, de exemplu, dacă vin din partea stângă nu trebuie să intre în interior, cei din stânga dacă sunt în partea dreaptă nu trebuie să intre în interior să dea la poartă, mai ales pentru noi în sistemul în care jucăm avem trei funda central și, și atunci practic i-am ușurat situația lui Damascan în seara asta pentru a, pentru a marca gol avem trei fundați centrali acolo, unul din ei trebuie să, iese, iasă imediat pe, pe, un jucător care apare în trening și care, de exemplu, cum a fost în seara, în seara asta, trebuia blocat piciorul de lui, lui Damașcan. Cum vi se pare retragerea la sol din grupele cu pe România? Iată, este un nou format. Un nou format echilibrat, doar că mi-ar fi plăcut să jucăm fiecare cu fiecare, fiind într-o grupă de șase, să jucăm fiecare cu fiecare, ca să vedem până la urmă dacă, într-adevăr, echipele care termină pe primele două locuri chiar merită acea poziție prin uh, partidele disputate. Așa sunt doar trei meciuri, noi le jucăm toate trei în deplasare și va trebui să, să vedem ce, ce facem. Un format nou, sper să atragă oamenii, sper ca echipele să alinieze cele mai bune garnituri, pentru că până la urmă sunt doar câteva meciuri și ajung mult mai ușor într-un tur de conferenț league decât prin, prin campionat. Mulțumesc, Mulțumesc și o seară bună!